Salut și bine ai venit la podcastul Pani Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 2, episod în care discutăm despre piedici în a economisi bani. Andreea, care crezi că ar fi una dintre piedicile majore care împiedică pe oameni să pună bani deoparte? Una dintre piedicile majore de a pune bani deoparte ar fi că nu găsești un motiv pentru care uh, merită să pui bani deoparte. Un motiv pentru a pune bani deoparte a fost de a strânge bani pentru propria noastră locuință. Pe mine ăsta este, cred motivul cel mai important sau cel mai drastic care m-a oprit pe mine personal și cred că este o problemă și pentru alte persoane. Fără un motiv anume pentru care să pui bani, fără un scop, un obiectiv, ceva care să te anime, să te entuziasmeze că pui bani deoparte, toată situația arată foarte ciudat arată de parcă ai câștigi niște bani lunar, te distrezi cu o parte din ei, cu o parte din ei, nu știu, mai plătești niște cheltuieli și cam doare, mai ales când plătești cash și apoi îți mai rămân niște bani. Și întrebarea este, poți să pui, ce faci cu banii? Poți să-i pui parte pentru călătorii, poți să investești în ceva, poți să-ți cumperi ceva, altceva sau poți să-i pui deoparte pentru aceste economii. E, și asta cu economiile devine foarte, o chestie foarte suspectă, pentru că nu este ca investițiile, nu cumperi azi niște Bitcoin sau niște acțiuni și sper ca în viitor să-ți să, să aducă un venit. În contextul de care discutăm, a este doar a pune bani deoparte și atât, că e pentru zile negre, că este pentru o bancă și mai departe. Și pe mine cel puțin m-au oprit foarte mult timp, pentru că nu mi se părea că este un obiectiv realizabil, partea cu avansul pentru bancă, ce m-a ajutat pe mine, ce cred că ne-a ajutat pe noi, a fost să mergem fizic la bănci, Să aflăm care este situația, să fim încurajați că da, este posibil. Să fim încurajați că suntem tineri, că suntem doi, câștigăm niște venituri care ne permit să accesăm diverse credite ipotecare, cam toate, na, la care ne puteam încadra. Și astfel, pentru mine cel puțin ca om căruia îi plac cifrele și numerele, ecuația a devenit mult mai simplă. Nu era o chestie nebuloasă oare cât timp trebuie să strângem bani, cât trebuie să punem bani deoparte și mai departe, totul a devenit mult mai clar. Și astfel obiectivul de a pune bani pentru casă mi s-a părut mult mai realizabil, cu siguranță era din start foarte entuziasmant și odată ce a devenit mai palpabil am zis ok, bun, merită să mergem pe drumul ăsta pe cât posibil să fie obiectivul nostru principal. Pentru mulți dintre noi ar putea fi o problemă pusul banilor deoparte pentru că te gândești, a, cu banii aceștia aș fi putut face altceva. Sunt niște bani blocați de care nu mă pot atinge. Cum ar fi, de exemplu, nu știu dacă ați văzut filmul I am nobody, Personajul principal, la un moment dat, intră într-o cofetărie și dorește să cumpere o prăjitură, are o sumă de bani, însă se gândește să țină banii în buzunar, gândindu-se că ar fi avut multe posibilități. Însă banii aceia, dacă, nu, dacă îi ține în buzunar, de fapt nu are nicio... nu a ales nimic. Care crezi că ar mai fi uh, un obstacol care oprește pe oameni să economisească bani. Un uh, alt lucru care ar putea să îi împiedice pe oameni să economisească bani ar fi uh, faptul că te-ai obișnuit să cheltuiești suma respectivă de bani și un obicei nou se formează mai greu. Pentru tine, Sorin? Uh, obiceiurile sunt clar uh, un factor foarte important și cred că cumva legat de asta, nu știu dacă te gândeai ca o altă piedică, un alt obstacol, este și educația din familie. Dacă nu am fost educați, dacă nu am deprins acest obicei din școală, de la părinți, din anturaj, este foarte greu să ne-l formăm singur, mai ales dacă ceilalți nu o fac sau nu o fac în modul în care credem noi. Dacă, de exemplu, avem prieteni colegi care câștigă mult mai mulți bani și își permit să cheltuiască foarte mult sau primesc bani de la părinți și își pot, sau încă locuiesc acasă și își pot permite să pună deoparte un trec salariu sau o, o, mare parte, este foarte greu sau ne este foarte greu să ne aliniem la, la astfel de persoane. Deci cumva trebuie să fim într-un context în care să avem persoane cu obiceiuri similare financiar. Da, în cazul meu să pun de deoparte bani de care să nu mă ating a fost mai ușor, însă faptul de a găsi alte surse de venit mi-a fost mai dificil pentru că nu am fost învățată pe partea aceasta să găsesc alte surse de venit în afară de uh, locul de bază de muncă. Bun, alt, alt obstacol cred că ar fi clar faptul că oamenii nu cred că au unde ajuns de mulți bani sau câștigând ajuns de mulți bani lunar, astfel încât să poată pune bani deoparte. Cum, cum vezi aspectul ăsta? Cum vezi obstacolul ăsta? În cazul acesta, nu trebuie să te gândești că trebuie să pui o anumită sumă de bani deoparte prea mare. Pui cât, cât poți, cât ai pe respectiva lună, de exemplu, sau săptămână presupun că acesta e motivul pentru care este mai dificil, deoarece ai în minte, o, oh, trebuie să pun deoparte foarte mulți bani în fiecare lună, însă nu, nu e nicio regulă scrisă a care este suma de bani pe care o poți pune lunar deoparte. Cred că, cred că sunt două aspecte aici. Unul, dacă nu ai un obiectiv ce discutam mai devreme, dacă nu ai un obiectiv în minte pentru care vrei să economisești, nicio sumă nu va fi de ajuns ca să te facă să economisești. Dacă nu știi pentru ce o faci, nu vei avea motive să o faci, așa că poți să și 100 de milioane și 100 de miliarde pe lună, că o să zici, nu, cred că încă nu este cazul sau nu am pentru ce, deci nu o să încep să o economisesc. Asta numărul 1 și numărul 2 este adevărat ceea ce spuneai, la început cel puțin nu este atât de important să pui o anumită sumă, este mai degrabă important să depringi un obicei nou, și apoi când îți vor crește veniturile și clar trebuie să-ți crești și veniturile, vei avea acest obicei care îți va permite clar să faci economii mult mai ușor. Da, uh, sigur pentru un obiectiv pe care îl ai în minte, pentru care vrei să strângi bani, este foarte bine și să știe exact cam, să, să ai în minte cam de câți bani ai nevoie ca să, ca să realizezi că nu este chiar imposibil să ajungi la suma respectivă, pentru că tu, dacă nu ai cunoștințe exacte despre care este suma de care ai avea nevoie, deci dacă tu nu ai obiectivul în mintea ta foarte bine conturat, o să ți se pară imposibil și faptul de a economisi pentru acel lucru. Care ar mai fi, care vezi că ar mai fi Uh, ultimele două obstacole uh, care opresc pe oameni să pună bani deoparte și într-adevăr să aibă niște sume uh, economisite. Deci, anturajul ar putea fi uh, unul dintre uh, obstacolele cu care te poți confrunta uh, în momentul în care simți o nevoie de a cheltui foarte des uh, o sumă de bani uh, când ești cu prietenii sau când uh, dacă mergeți la cumpărături, este o situație frustrantă pentru că pot exista situații, contexte în care sunt persoane care, după cum am zis, stau acasă, primesc bani de la părinți încă și nu au nevoie neapărat de salariu, nu depind de el, nu au de lună de lună și astfel încât situația lor este pur și simplu diferită și își permit să facă anumite decizii financiare pe care poate noi nu, nu le permitem sau nu dorim să le facem pentru că prioritizăm o acțiune precum economisirea. Dar este o discuție foarte complicată pe care să o ai cu oamenii, să le explici că, hei, luna asta pun de parte sau, hei, timp de 2, 3, 5 ani pun de parte, deci nu voi pleca în vacanță, deci nu voi ieși în fiecare săptămână în club, și așa mai departe. Nici nu vrei să-i jignești pentru că sunt prietenii tăi, sunt uh, colegii tăi, dar trebuie prioritizat acest aspect pentru că altfel nu se va întâmpla niciodată acțiunea de a economisi. A Aș vrea să-mi spui, Andreea, un ultim obstacol pe care îl vezi tu, care împiedică pe oameni să economisească. Uh, un alt motiv pentru care... Ar fi dificil să pui să economisești este pentru că ai cheltuieli foarte mari. În cazul acesta, cum am vorbit și în podcastul trecut, este mai ușor să economisești atunci când ai o imagine clară a unde se duc banii și să îți dai seama dacă cheltuielile acelea chiar merită să le ai în continuare sau nu. Sunt lucruri ca, clar pe care poți să le elimini, junk food-ul, cumpăratul de haine prea multe, dacă de exemplu ai animal de companie, evident că asta o să însemne niște costuri în plus, dacă ai un copil, evident că o să însemne niște costuri în plus, nu înseamnă că ar trebui să, să renunți la ele, doar să știi că ele există și că față de altcineva sunt cheltuieli în plus față de alte persoane cu o situație diferită. Asta numărul 1. Și numărul 2, un sfat foarte practic, este găsirea unor, unor metode prin care reducerea cheltuielor este într-adevăr valabilă, concretă, posibilă. Știu foarte multe persoane cu care am discutat, care le-am spus despre oferta de Digimobil, de exemplu, e undeva la 5 euro cel mai scump abonament, există și la 2 euro probabil, oferă în principal cam același beneficii ca un Vodafone sau un Orange la costuri mult mai mici, cumva dezavantajele ar fi că este o acoperire un pic mai, mai slabă. În rest, situații cam aceeași, viteza este similară și la 4G. Oamenii însă sunt foarte comozi, cred că întotdeauna vor fi undeva pe munte și vor avea nevoie de o acoperire incredibilă. Au impresia că internetul 4G și 3G este făcut să downloadeze sute de giga de uh, fișiere lunar, astfel încât pentru niște situații foarte, foarte rare, în opinia mea, de a -o plecat o dată de două ori pe an din oraș și n-au avut semnal sau n-au avut prieteni de lor cu Digi, nu cred nici ei că merită să facă această schimbare, deși diferențele sunt de efectiv sute de euro pe, pe an, aș zice, pierdute sau care pot fi economisite. Acesta a fost episodul numărul 2 din podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare!